Mă bucur să fiu împreună cu voi dimineața asta la Râul Sfânt. Încă nu sunt profesor, urmează să fiu profesor, mă pregătesc să fiu profesor, însă vreau să vă spun că e o onoare pentru mine, s-a doua oară, sincer vă spun, am emoții și mă bucur să văd atât de mulți tineri, mă bucur să văd atât de multe fețe tinere și cred că generația tânără, generația cu care eu lucrez în biserică, oamenii cu care lucrez cred în potențialul lor. Cred că Dumnezeu vrea să ridice o nouă generație. Așa cum spunea fratele Wurmbrand, o generație care să șteargă sculpatul de pe brazul lui Hristos. Amin? Să știți că marele secret al oamenilor lui Dumnezeu nu e că ei au fost foarte înzestrați, nu că ei au fost foarte talentați, nu e că ei au fost extraordinari, ci marele secret al oamenilor lui Dumnezeu e că ei au fost disponibili. Am un prieten acolo la Buziaș, de unde sunt eu, de lângă Timișoara, și el a deschis o bisericuță undeva într-un sat lângă Buziaș. Și la început când a deschis bisericuța, erau undeva la 5 oameni, 10 oameni, și după 2 ani de zile, bisericuța deja avea un botez, deja erau 20, 30, 40 de oameni. Într-un an de zile se pocăiseră aproape 10 oameni. Nu știu care biserică se poate lăuda cu un asemenea progres, dar el în bisericuța a reușit asta. Și într-o zi când am mers cu mașina la el, el e și mecanic, am zis, omule, Bill îl cheamă, Bill, care-i secretul? Care-i secretul lucrării? Cum de tu ai reușit? Ce, uite, biserici mari nu reușesc. Care-i secretul lucrării? Și zice el atunci așa, secretul meu e că eu sunt om disponibil. Pe mine, dacă seara Dumnezeu mă cheamă la ora 2, la ora 3, la ora 5 dimineața, dacă pe mine mă cheamă Dumnezeu să fac ceva, eu spun, Doamne, sunt aici. Doamne, sunt aici. Doamne, dacă ai nevoie de mine acum, ești aici. Vreau să vă spun o istorioară din care o să curgă textul predica de astăzi, dar înainte de asta să ne formăm o imagine. Să captăm un pic atenția. Se spune despre fratele Bonche că în momentul în care au simțit chemarea să meargă în Africa, pe străzile din Lesotho, aproape 8 ani și jumătate de zile au mers cu acordionul pe stradă în fiecare zi. Timp de 8 ani și jumătate, omul ăsta nu a știut dacă a reușit să întoarcă la Dumnezeu măcar un singur om. 8 ani și jumătate să mergi în fiecare zi, să te trezești, să spui care e programul meu azi. Eu acordionul, mă duc pe stradă, cânt și văd dacă se întoarce cineva la Dumnezeu. O zis că în 8 ani de zile nu a reușit să boteze pe nimeni. Se întâlnea în fiecare zi cu alții care voiau să-l convertească pe el, cu marturile Jehova, cu tot felul de oameni pe acolo. Și au zis că 8 ani de zile nu au știut nimic dacă au reușit sau nu să întoarcă pe cineva la Dumnezeu. Și după 8 ani de zile au primit un telefon din Africa de Sud. Alo, frate Bonche? Da. Ce faceți? Bine, uite, ocupat cu slujirea lui Dumnezeu. O, foarte bine. Frate Bonche, ați vrea să veniți la noi în Africa de Sud la o conferință de tineret? La care au zis, mă, stai să văd, stai să-mi verific agenda. Ce agenda? Că el nu avea nicio agenda. O zis, cred că sunt liber pentru duminica respectivă. Cred că sunt liber. O zis, ok, uite, noi îți cumpărăm bilet, trebuie doar să vii, bine? O zis, ok, hai că o să vin. O ajuns fratele Bonche în Africa de Sud, o aterizat, păstorul l-a așteptat cu mașina în fața aeroportului, l-a dus la biserică și când a intrat în biserică, la conferință de tineret erau numai bătrâni. O zis, băi, aici trebuie să fie o problemă. A început el să predice, povestește în cartea Lucrări și mai mare de atât, foarte faină cartea. A început și el să predice și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și știți, oamenii unii, amin, aleluia, au zis că a fost o predică eșuată, total eșuată. Și la final s-a dus la fratele păstor și a zis, frate păstor, dar unde sunt tinerii din biserică? Unde sunt oamenii din biserică? Unde sunt? Au zis, oh, frate Bonche, n-ai vrea să știi unde sunt, nu vreau să te duc unde sunt. Chiar te rog să mă duci unde sunt. Și a zis că l-a luat cu mașina, l-a dus și a parcat în fața unei clădiri pe care scria disco. Era club. Biserica se terminase seara, clubul deja a început. Și a zis fratele Bonche, n-ai să intrăm înăuntru. Doamne, cum să intrăm înăuntru? Apărăm a doua zi în ziare, păstori în club. Cum să merem noi în club? Doamne ferește, haide înăuntru. S-a dus la managerul clubului și a zis, uite, eu sunt fratele Bonche, sunt Raiar Bonche, vin din Germania. Aș vrea dacă puteți să mă lăsați 5 minute să le predic tinerilor, celor de aici din club despre Dumnezeu. 5 minute, nu mai mult. Domnule, ăsta e club, nu e biserică, du-te predică în altă parte. Domnule, vă rog 5 minute. Și-a spus că a insistat aproape o oră de el, până la urmă a zis managerul așa, măi, astăzi nu te las.
Dar mâine, la ora 12 fix, ai timp 5 minute să predici și după aia pleci. Și-o prelungit șederea cu încă o zi, s-o pregătit toată ziua, vă dați seama, rugăciune, post, Doamne, dă-mi putere. S-o dus în club, păstorul în club, o intrat înăuntru și la ora 12 fix s-o luat microfonul și a zis, dragi tineri, vreau un pic de liniște, erau sticle sparte, oameni beți. A zis, vreau un pic de liniște, vreau să vă spun despre un Iisus, despre un Iisus care a înviat, despre un Iisus care vindecă, despre un Iisus care vă ia povara. Despre un Iisus care vă iubește și spunea el că a fost cel mai simplu mesaj pe care l-a spus vreodată, chestii generale la care noi căscăm, chestii generale la care noi ne plictisim, o zis că le-a spus acolo. O plecat înapoi în Africa, în Lesotho, fără să știe nimic. O luat înapoi acordeonul, înapoi pe stradă. Aceeași rutină, aceeași viață. Peste un an, în aceeași perioadă, același păstor. Frate Bonchi, ce faceți? Nu veniți la biserica noastră? Haideți că vin. Când a ajuns la biserica lor, păstorul l-a luat de la aeroport, dar un pic traseul spre biserică s-a modificat. De data asta mașina nu a mai parcat la vechea biserică, ci a parcat la clădirea pe care scrisese disco, acum era o cruce. Când a intrat înăuntru, tinerii de acolo au zis, frate Bonche, prin predica aia de 5 minute eu m-am întors la Dumnezeu. Frate Bonche, eu eram acolo bețiv în colț, m-ați văzut? Eu am spart sticla când ați început să, predicați. Mă, mai țineți minte? Eu m-am pocăit. Frate Bonche, și-a zis că dintr-o biserică era surprins cât de mulți tineri, cât de mult face 5 minute. Dimineața asta noi sărbătorim învierea, nu-i așa? Și noi spunem, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și totul se rezumă la cuvintele astea. Plecăm acasă și viața noastră rea același curs, viața noastră se întoarce la vechile obiceiuri și am observat că tot spiritul tuturor cântărilor, îndemnurilor care au fost date, au fost despre cum să-ți schimbi viața. Învierea mai mult decât un salut, învierea mai mult decât o simplu eveniment, învierea mai mult decât o dată istorică, învierea mai mult decât atât. Am pus titlul predicii din dimineața asta, spune-mi ce faci ca să-ți spun cât crezi. Spune-mi ce faci ca să-ți spun cât crezi. Aici în Marcu, haideți să citim Marcu 28, să citim textul. Spune așa, în Marcu 28 cu versetul 1, spune, la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer. A venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frică și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă, de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată, în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
Vedeți, noi trăim în Europa vremurilor noastre. Europa din vremurile noastre e o societate tot mai seculară. Oamenii merg tot mai rar la biserică. Oamenii merg la biserică, nu-i așa, de Paști și de Crăciun. Astea sunt cele două mari sărbători creștine. Oamenii merg în zilele alea la biserică. Citeam o statistică interesantă despre Cehia, o țară din Europa, poate unii ați și vizitat-o. Se spune în Cehia că procentul celor care se declară fără religie e 48%, din care 40% se declară atei. Din totalul celor care trăiesc în Cehia, doar 11% spun despre ei, eu sunt creștin. 11% din totalul celor care trăiesc în Cehia se declară creștin. Majoritatea sunt atei. Irlanda, o țară la o polul opus, se spune că în 1990 rata de frecventare a bisericii era de 81% din totalul populației. Astăzi, în 2006, de fapt, rata de participare la biserică era doar de 48%. 40% s-au pierdut între timp. În nici măcar o generație. Sociologii spun că o generație durează 20 de ani. În nici măcar o generație, oamenii și-au schimbat cu totul modul de gândire. De ce oamenii își schimbă modul de gândire? De ce oamenii nu mai au nevoie de Dumnezeu? De ce nici măcar noi creștinii nu mai avem nevoie de Dumnezeu? Spunea cineva că în viață Dumnezeu e ca o cârjă. Ai nevoie de cineva. Credința e pentru oamenii slabi. Voltaire spune asta. Credința e pentru oamenii care nu se pot descurca pe cont propriu. Credința e pentru oamenii care au nevoie de cineva. Oare de ce oamenii din vremea noastră părăsesc bisericile? De ce oamenii din vremea noastră îl părăsesc pe Dumnezeu? De ce oamenii din vremea noastră nu mai au nevoie de Dumnezeu? Și poate și tu ești seara asta aici, dimineața asta aici. Nu știu ce avem cu seara. Se pare că am repetat de câteva ori. Poate suntem dimineața asta aici, stăm pe bancă și spun, nici eu n-am nevoie de Dumnezeu. Eu poate vin așa la biserică să mai socializez. Nici eu n-am nevoie cu adevărat de Dumnezeu. Mă descurc pe cont propriu. Mă descurc pe cont propriu. N-am nevoie de Dumnezeu. Într-o zi am făcut o practică și eram acolo cu cineva și am pus întrebarea asta. Care e scopul vostru viață? Ce vreți voi să deveniți când o să creșteți mari, când o să fiți mari, nu știu ce? Și a fost acolo o fată care mi-a zis, lucrul pe care eu vreau să-l fac în viață e să fac bani. Bani cu orice preț. Știți la ce m-am gândit? Fata asta de fapt a spus ceea ce noi toți gândim. A spus ce noi toți gândim. Toți gândim la fel. Bani cu orice preț. Eu sunt creștin. Eu sunt creștin. Dar știi cum? Îi spunea Honoré de Balzac, un mare scritor francez, spune așa, banul-i zeu în fața căruia oricine se închină. Banul-i zeu în fața căruia oricine se închină. Are el o carte, îi spune Moș Goriot și spune așa, Moș Goriot este un om bogat care și-a sacrificat toată averea strânsă de-a lungul vieții pentru a-și face fericite fetele pe Anastasia și pe Delfin. Una căsătorită cu un aristocrat, iar cealaltă cu un bancher. Tinerele doamne însă ajung să-și disprețuiască tatăl, considerat o persoană mult prea modestă pentru o altă societate, din care ele ajunseseră să facă parte. Pentru cele două fiice, Goriot rămâne pur și simplu o sursă permanentă de bani și îl vor lăsa să moară în mizerie, fără să-l viziteze, nici măcar atunci când se află pe patul morții. La capătul zilelor, Moș Goriot ajunge la trista concluzie că adevăratele sentimente, sincere și profunde, nu pot exista decât la oamenii săraci, lipsiți de orice fel de avere. Sună tristă concluzia asta. Oare trebuie să ajungem acolo ca să iubim dezinteresat? Oare trebuie să ajungem acolo ca să fim mai atașați de Dumnezeu? Are Emil Sadoveanu o novelă, i-a pus numele Locul în care nu s-a întâmplat nimic. Numai când aud titlul ăsta mă înspăimânt, știți de ce? Că de multe ori am asociat bisericile și biserica și biserica în care eu merg, de multe ori am simțit și am spus despre ea, locul în care nu s-a întâmplat nimic, locul în care nu se întâmplă nimic. Spunem despre viețile noastre la fel, locul în care nu se mai întâmplă nimic. Sărbătorim învierea, ne bucurăm de înviere, spune Hristos a înviat, însă asta nu duce la nimic, e tot o declarație. Locul în care nu s-a întâmplat nimic, locul în care nu se mai întâmplă nimic, Hristos a înviat și ce? Și ce cu asta dacă învia Hristos? Cum se vede învierea lui Hristos în viața mea? Întrebarea îi generația în care noi trăim, în care eu trăiesc, îi generația asta, mult prea rea încât să-L mai accepte pe Dumnezeu. Adică cuvintele lui Dumnezeu nu sunt mai valabile când spune despre marele seceriș, când spune despre mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Adică
pentru vremea asta, Hristos nu mai poate să lucreze? Sau noi ca și creștini, nouă ca și creștini, ne pasă mult prea puțin? Vreau să vă pun o întrebare, poate spuneți, bă, dar mie îmi pasă de oamenii în care trăiesc, mie îmi pasă de lumea în care trăiesc, mie îmi pasă de frații mei, mie îmi pasă de biserica mea, mie îmi pasă de casa mea, mie îmi pasă. Vreau să vă pun o întrebare, pentru că nu de mult a fost începutul anului, noi la începutul anului ne punem tot felul de obiective, ne punem tot felul de planuri. Vreau să vă întreb, cine din, cu mâna ridicată sus, cine din Biserica Râul Sfânt și-a propus la începutul anului, sau are ca obiectiv, pentru anul ăsta, cel puțin, întoarcerea unei singure persoane la Hristos? Amin, avem acolo un om, doi oameni. Deci cine pentru anul ăsta și-a propus, când a fost a început 2017, a zis, mă, eu anul ăsta citesc Biblia, eu anul ăsta fac asta, a spus, eu anul ăsta vreau să-mi propun să întorc un om la Hristos. Anul ăsta vreau asta să-mi propun. Am un prieten care și-a făcut planul ăsta. Un prieten care slujește și el într-o biserică, e diacon, și-a zis, Doamne, îmi propun anul ăsta să întorc pe cineva la Hristos. Și-a trecut anul și nu vine nimeni. El se ruga, încerca, trăgea de oameni, hamă la biserică, nimeni nimic. Și într-o zi, în biserica în care el o frecventa, erau niște tineri, niște copii care veneau la biserică. Și s-au dus la fratele diacon și au zis, frate diacon, poți să mă ajuți cu o chestie? Da, cum să nu, poți să te ajut. Mama noastră, ei părinților nu erau pocăiți, erau numai, aveau 16-17 ani, au zis, mama noastră e bolnavă de cancer, în metastază. Doctorii au externat-o, au zis că o să moară, poți să vii să te rogi pentru ea. S-a gândit el în momentul ăla, mă, eu să mă rog pentru ea? Eu n-am nicio putere, eu nu pot, eu n-am darul vindecării, eu nu pot. Și în momentul respectiv i-a apărut în minte beculețul, dar ți-ai propus anul ăsta să întorci un om la Hristos, du-te. Spune el că s-a dus acolo la femeia respectivă, a făcut cea mai simplă rugăciune, a aștepta să gate, a zis, Doamne, mă rog pentru femeia asta, te rog să fii cu ea, da, o rugăciune foarte simplă, nu a fost nimic sofisticat și la final a zis așa, Doamne dragă, trebuie să-ți spun că Dumnezeu te vindecă, cred asta, însă te vindecă cu o singură condiție. În funcție de cât de mult vii tu la biserică, Dumnezeu o să te vindece. Uite, eu vin în fiecare duminică și te iau la adunare. S-a dus duminică la ea la adunare, la ea acasă, o luat-o la adunare, o venit. Duminica viitoare primește un telefon. Alo, alo, da, eu sunt doamna acutare, ok? Să nu mai vii, te rog, cu mașina după mine duminica asta. Păi de ce? Păi am să vreau că pot să vin singură. Wow, extraordinar, slavă Domnului. Duminica viitoare o veni singură. O trecut o lună, o venit. Au trecut 6 luni, eu crescut părul înapoi. Și am fost în biserica respectivă și am putut să văd. Ideea în felul următor. Atunci când ești disponibil pentru Dumnezeu, atunci când suntem disponibili pentru Dumnezeu, m-a impresionat ce a zis fratele, el își propune să meargă în România, să înceapă de la zero o lucrare. Asta este adevărata chemare. Ceva mai mult. Există în Biblie, există așa numita galeria credinței. E în Evrei 11, vreau să vă citesc câteva versete și haideți să observăm, sunt câteva elemente care se repetă. Spune Evrei 11:4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot. Verset 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, fără să știe unde se duce. Versetul 17. Prin credință a adus Avram pe Isaac. Versetul 20. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare. Versetul 27. Prin credință Moise a părăsit Egiptul. Ei de care lumea nu era vrednică. Versetul ăsta, capitolul ăsta 11, e considerat în Biblie galeria credinței. Locul în care Dumnezeu vorbește despre cei mai mari oameni care l-au slujit. Știți ce am observat eu? În capitolul ăsta există peste 35 de verbe. 35 de verbe care leagă credința de oameni. Noi, haideți să vă pun o întrebare foarte simplă. Ce e credința pentru noi? Cine poate să spună? Ce înseamnă credința? Ce înseamnă credința? Ce e credința?
Amin, asta e foarte teoretic. Ceva mai practic. Ce e credința? Acțiune? Acțiune. Aleluia. Ce e mai credința? Credința întotdeauna e un verb. Spune-mi ce faci ca să spun cât crezi. Domnule, dar eu cred! Aleluia! Și venim la adunare și spunem, băi, vino, roagă-te Domnului, crezi că Domnul te vindecă? Da, Domnul mă vindecă. Ok, crezi? Cred. Dar frate, dar zi! Și cu cât spune mai zelos cuvântul ăsta? Cred, frate! Aleluia, eu cred! Oh, crede, fratele! Nu! No. Credința nu e un răspuns zelos la o întrebare. Credința nu e să răspunzi la întrebarea, crezi în Dumnezeu? Da, frate, eu cred. Credința nu e o simplă acceptare la nivel intelectual a cuvintelor lui Dumnezeu. Dacă credința nu înseamnă nimic, credința lui Avram o însemnat să părăsească. Credința lui Moise o însemnat să părăsească Egiptul. Credința lui Noe o însemnat să facă un chivot. Întotdeauna când Dumnezeu vorbește despre credință, leagă credința de un verb. Spune-mi ce faci ca să spun cât crezi. Doamne, dar eu cred în tine. Mi-aduc aminte și îmi răsună în minte cuvintele Domnului Iisus. Voi mai găsi oare credință? Voi mai găsi oameni care fac mai mult decât să vină la adunare? Voi mai găsi oameni care fac mai mult decât o simplă activitate, decât să cânte? Voi mai găsi oameni care-și gata să-și mânjească coatele, să-i se afară din biserică să slujească? Am un prieten care a fost om al străzii și a zis el așa. Știți cum am ajuns eu la biserică, spune el. Un păstor într-o bisericuță mică, în fiecare zi, trecea pe la colțul la care eu stăteam și se așeza lângă mine. În urina mea, în păduchii mei, în mizeria de lângă mine, stătea și așeza lângă mine și spunea că Dumnezeu mă iubește. Mi-aducea de mâncare și stătea lângă mine. Eu sunt la biserică, spunea el, foarte, mi-a rupt inima când am auzit. Eu sunt la biserică pentru că cineva, cuiva nu i-a fost prea scârbă de mine. Cuiva nu i-a fost prea scârbă de mizeria mea. Cuiva nu i-a fost prea scârbă de păcatul meu. Sunt la biserică pentru că cuiva nu i-a fost prea scârbă. Noi am pierdut semnificația învierii. Povestim despre înviere, haleluia, înviere, înviere. Dar învierea e nulă, învierea nu există dacă oamenii n-aud astăzi că Hristos a înviat. Degeaba auzim noi, noi căscăm, a, a înviat Hristos, haleluia, a, frate, a înviat Hristos, amin. Noi eram acasă, reluăm toată viața. Învierea adevărată nu-i despre faptul că noi auzim despre înviere. Învierea adevărată e că noi merem și le spunem altora că Hristos a înviat prin viața noastră, prin faptele noastre. Doamne, dar ce faci ca să spun cât crezi? Nu fac nimic. Nu fac nimic. Pur și simplu merg și eu la adunare, nu fac nimic. Cânt acolo, poate în față, poate, nu știu, poate fac și eu ceva, poate merg și cânt la pian, cânt la tobe, mai cânt și eu cu familia, mai slujesc la butoane. Nu, fac și eu ceva. Adevărata semnificația învierii, în special se vede din oamenii din jurul nostru care aud despre Dumnezeu. Câți ne-am propus să întoarcem la Hristos în om azi, anul ăsta? Doamne, ajută-ne la asta! Amin? Ajută-ne, Doamne, la asta! Există în textul pe care noi l-am citit, versetul 9, versetul 10 și versetul 17, au ceva în comun. Au în comun cuvântul duceți-vă. Duceți-vă! Mergeți, duceți-vă. Întotdeauna cuvântul ăsta sunt patru caracteristici ale lui duceți-vă. De fiecare dată e rostit de o ființă supranaturală. Niciodată un om nu spune altui om, bă, du-te. Du-te să spui oamenilor despre Dumnezeu. Întotdeauna, prima dată spun îngerii și după aceea spune Domnul Iisus, în mod personal, de două ori, duceți-vă. De fiecare dată este rostit de o ființă supranaturală. Asta este definiția chemării. Acest duceți-vă, înainte de a fi un imperativ, înainte de a avea un semn al exclamării, este spus de Dumnezeu personal. Știți care e problema? Problema e că noi ca și creștini, creștinii din secolul ăsta, creștinii din vremea asta, noi nu mai auzim ce vrea să ne spună Dumnezeu. Noi nu mai auzim când Dumnezeu ne spune, duceți-vă. Unde, Doamne? Unde să mă duc? Unde să mă duc? Poate suntem aici și de ani de zile am amânat o chemare. Poate suntem aici și Dumnezeu ne cheamă la o activitate specifică. Poate suntem aici și de ani de zile simțim că locul nostru nu trebuie să fie aici. Trebuie să fie altundeva. Simțim asta, însă am amânat de ani de zile chemarea asta pentru simplu fapt că nu credem că planul lui Dumnezeu e suficient de bun. Mi-aduc aminte de când Dumnezeu, Îngerul Domnului, vine la Gedeon. Cum îi spune lui Gedeon? Care e primul moment, prima afirmație pe care Dumnezeu, Îngerul Domnului, face lui Gedeon?
Domnul este cu tine? Viteazule, întrebarea e, era Gedeon un viteaz? Nu era. Gedeon era un laș. Ce făcea Gedeon când a venit îngerul Domnului la el? Bătea greul în teasc. Teascul e acea construcție circulară care are corpul, majoritatea corpului în pământ, unde se pune, unde se pun strugurii, se calcă în picioare și se face vinul. Era în teasc, era acolo jos, sub pământ. Măcina greu de frica madianiților care erau sus. Gedeon nu era un viteaz. Însă de ce Dumnezeu îi spune, Domnul cu tine, viteazule? Dacă el nu e. De ce Domnul îi spune lui Gedeon, Domnul cu tine, viteazule? Dar, Doamne, dar eu nu sunt viteaz. E ca și cum, nu știu, ar veni Dumnezeu la noi și ar spune, Domnul cu tine, viteazule. Spune, Doamne, dar eu sunt viteaz. Eu sunt un om extraordinar. Eu sunt cel mai neînsemnat din Israel, din cea mai neînsemnată casă, spune Gedeon. Cum e Dumnezeu cu mine? Cum sunt eu viteaz? Știți la ce concluzie am ajuns? Dumnezeu nu vedea în Gedeon ce era el, ci vedea în Gedeon ceea ce el avea să devină. Dumnezeu nu vede în noi. Când Dumnezeu îți spune, du-te, când Dumnezeu spune, ieși în lume și vorbește la oamenilor despre Dumnezeu, trăiește o viață, apucă-te de o lucrare. Să știți că, stau și mă gândesc, gândiți-vă cât de grea lucrare trebuie să fie să începi o biserică de la zero. Cât de grea lucrare trebuie să fie asta. Noi nici nu ne putem pune în postura asta. Noi nici nu ne putem gândi la asta, nu-i așa? Asta înseamnă să mergi pe ape. Asta înseamnă să mergi dincolo de lucrurile la care te aștepți. Să mergi prin credință, să spui, Doamne, eu nu știu ce o să urmeze, Tu știi. Așa suntem și noi. Când Dumnezeu spune, Domnul cu tine, viteazule, Dumnezeu nu vede în tine și nu vede în noi ceea ce noi suntem. Poate la prezenta dată, poate astăzi, poate acum, suntem niște oameni slabi, suntem niște oameni neputincioși, suntem niște oameni înfrânți, suntem niște oameni cu multe falimente la activ. Poate până astăzi n-am reușit să facem nimic extraordinar. Însă Dumnezeu și nouă, și ție, și mie, om al falimentului, ne spune, viteazule, aleluia, pentru că Dumnezeu nu vede ce ești, ci ce poți să devii. Dumnezeu nu vede ce ești acum, ci ce rod extraordinar poți să devii în mâna Lui. Spunea Smith Wigglesworth, Dumnezeu nu alege oameni înzestrați pentru lucrarea Lui, ci înzestrează pe oamenii pe care îi cheamă. Amin? Mai vrea cineva să fie astăzi omul lui Dumnezeu? Mai vrea cineva astăzi să fie un om căruia Dumnezeu să spună, Domnul e cu tine, viteazule? Mai vrea cineva astăzi să fie un om care e gata să meargă cu 300 de oameni împotriva 80.000? Gândiți-vă procent, undeva 1 la 100. Mai vrea cineva să fie astăzi un om care vede slava lui Dumnezeu? Amin? Amin? Mi-aduc aminte de ce spunea Moise, Doamne, arată-mi slava Ta. Asta e definiția chemării. Dumnezeu, întotdeauna când îți spune, totdeauna chemarea, niciodată nu vine autorizare din partea oamenilor. Întotdeauna când Dumnezeu o să te cheme la o lucrare, o să rămână acolo ca un bob, ca un germene, care o să roadă, care o să macine, până în momentul în care o să asculți. Poate suntem aici la momentul să spunem, Doamne, de ce lucrurile merg rău? Doamne, de ce lucrurile nu merg bine? Uite, am venit în Anglia, am învățat limba, m-am descurcat, mi-am făcut prieteni. De ce nu-mi găsesc un job bun? De ce nu strâng bani deoparte? De ce viața mea merge greu? De ce nu-i bine? Și de ce e rău? Pentru că poate există acolo o chemare pe care o amâi. Mai bine să ne lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu. Amin? Poate există aici oameni care au rămânat lucrarea. Vreau să spun, întotdeauna viața și întotdeauna viața noastră o să se întoarcă în același punct numit faliment. În același punct al falimentului, atât timp cât amânăm chemarea la care suntem chemați. Nu știu la ce ești tu chemat, însă știu o fată din Timișoara la ce a fost chemată. A fost chemată la o slujire foarte interesantă. Sincer, mie mi-ar fi fost foarte greu să fac ce face ea. Fata asta e studentă la medicină, în anul 5-6, nu știu exact în ce an e la medicină, și în fiecare an, în fiecare an, merge în zonele din Africa și din India, cele mai expuse la boli, unde sunt epidemii de malarie, epidemii de Ebola, epidemii de... Acum au fost într-o lucrare cu oamenii care suferă de lepră în India. Fata s-a spus așa, eu fac medicina ca să-L slujesc pe Dumnezeu unde mă cheamă El. O zis, eu sunt fericită. Și întrebarea e, cum poți să fii tu fericită când mergi și lucrezi cu oameni bolnavi de lepră, oameni bolnavi de Ebola,
oameni bolnavi de malarie, cum poți să fii tu fericită? Și-o zis eu, asta e chemarea la care m-a chemat Dumnezeu. Asta simt că trebuie să fac. Asta mă face fericită. Chemarea, când răspundem chemării lui Dumnezeu, întotdeauna e fericirea pe termen lung de care avem nevoie. Citeam zilele astea declarația unui ateu și spunea el așa, nu există niciun beneficiu în a fi ateu. Toată viața și întotdeauna cauți ceva să-ți împlinească golul. Cauți ceva să te umple. Cauți ceva să te, să te completeze. Te simți incomplet și continuu cauți și te uiți după o ideologie și te simți singur. Exact așa e și când noi refuzăm chemarea lui Dumnezeu. Întotdeauna o să ne simțim incompleți. Întotdeauna simțim că, băi, predica nu e destul de bună, cântarea nu e destul de bună, slujirea nu e destul de bună, pentru că adevărata chemare și întotdeauna când simțim că lucrurile merg într-o direcție rea, când simțim că lucrurile merg spre faliment, e semnul de întrebare care se pune, oare nu cumva ești chemat la altceva? Cea mai mare dramă pe care am văzut-o eu în biserici sunt oameni nechemați care fac lucrarea. Oamenii nechemați ori distrus de cele mai multe ori lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii pe care alți oameni i-au pus. Nu uita, atunci când Dumnezeu te cheamă, indiferent de oamenii din jur, nimeni nu o să poată să-ți fure mandatul ăsta. Nimeni nu o să poată să-ți fure chemarea. Oare la ce sunt chemat? Știți care e problema? Problema nu e că punem întrebarea asta. Problema e că nu avem un răspuns. La ce sunt chemat? Habar n-am. Habar n-am la ce sunt chemat. Îs chemat să merg la adunare? Îs chemat să cânt? La ce sunt chemat? Doamne, nu știu. Haideți să fim sinceri cu noi. Câți dintre noi nu știm la ce suntem chemați? Nu știm. Efectiv, nimeni nu ne-a zis, nimeni nu ne-a învățat. Și mai mult decât atât, nici noi n-am căutat răspuns la întrebarea asta, pentru că nu ne-a interesat. La ce mă interesează pe mine să fiu chemat la ceva? Ar trebui să fiu chemat la ceva? Ar trebui să-L slujesc pe Dumnezeu cumva? Ar trebui să fac ceva pentru Dumnezeu? Ar trebui să fac ceva? Doamne, la ce mi-s chemat? Să știți, întotdeauna răspunsul ăsta nu o să fie niciodată ca al fratelui. Chemarea lui Dumnezeu întotdeauna știe să fie originală. Niciodată Dumnezeu nu o să te cheme 100% să faci lucrarea pe care o face celălalt. Întotdeauna Dumnezeu personalizează lucrarea. Ceva specific pentru tine. Ceva specific pentru caracterul tău. Ceva specific pentru viața ta. Am un prieten în Timișoara, îl cheamă tot Ben, și foarte bun prieten, un om, un mentor pentru mine. Și el, deși are 35 de ani, e un om foarte deschis, un om foarte pentru tineri. Adică, pot să spun așa, dă-n mintea copiilor. Și tânărul ăsta a înțeles că el trebuie să lucreze cu adolescenții. Și au zis alții, măi, nu la asta, uite, tu fă altceva, fii păstor, fii nu știu ce. El a zis, nu, nu, eu vreau să lucrez cu adolescenții. Lăsați-mă să lucrez cu adolescenții. Și în timp ce povesteam cu el și vorbeam cu el, îmi spunea așa, la adolescenții mei, aproape jumătate dintre ei, are undeva la 30 de adolescenți cu care lucrează, și spunea, din adolescenții mei, aproape jumătate dintre ei au daruri spirituale. Unui proroc, altui văzător, altui nu știu ce. Rămas uimit și spunea el așa, uite, acum ne pregătim, o să vină 33 de elvețieni din Elveția și o să ne pregătim să mergem împreună să slujim. Și ziceam, păi ce o să faceți? Vrem să mergem într-un cartier din Timișoara, nu știu exact, vrem să mergem să facem mâncare și să ne rugăm pentru oamenii străzii. Credem că Dumnezeu ne cheamă să ieșim dintre ziduri. Un om pe care oamenii au vrut să-l pună în funcții mai înalte. Un om pe care oamenii au vrut să-l înalțe. Un om pe care cărora oamenii au vrut să-i ofere locul din față, aici, lângă Dani. Și spună, măi, fii acolo păstor, aleluia. El a zis, nu, eu vreau să rămân să lucrez cu adolescenții. Eu vreau să rămân acolo. Poate spunem, Doamne, dar chemarea mea e prea umilă pentru mine. La asta mă chem. Atât de umil. Atât de umil să fiu eu. Eu am o părere mai bună despre mine. Eu vreau ceva mai mult. Eu vreau ceva mai extraordinar. Eu aș vrea să fiu vedeta bisericii. Eu aș vrea să fiu cel mai bun predicator din România. Aleluia, și nu-i rău. Eu aș vrea să fiu cel mai mare cântăreț. Însă dacă Dumnezeu ne cheamă, știți de ce de cele mai multe ori refuzăm noi chemarea lui Dumnezeu? Și spunem, Doamne, mai lasă-mă, pentru că ni se pare că e prea umil. Măi, la asta mă cheamă pe mine Dumnezeu. Uitați, eu slujesc într-o biserică de 38 de membri. Atâta e în biserica în care slujesc eu. 38 de membri pe hârtie. O biserică cât astea două rânduri. Și vreau să spun că e slujirea care mă face fericit. Niciodată să nu spui că e prea umil. Niciodată să nu spui, Doamne, dar e prea umil, e prea mic, e prea puțin la ce mă chem Tu.
Asta, la asta mă chem. Asta să fac. Eu nu vreau să fac asta. Eu vreau ceva mai măreț, vreau ceva mai fain, vreau ceva mai extraordinar. Doamne, eu vreau oamenii să mă aprecieze. Oamenii să pună afișe la biserică să scrie numele meu. Nu să pară și eu acolo. Doamne, eu vreau să fiu cineva. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim și de gândul ăsta. Amin? Chiar dacă Dumnezeu te cheamă la o slujire măruntă, chiar dacă Dumnezeu te cheamă la o slujire mică, o slujire neînsemnată, o slujire poate nu foarte mare pentru oamenii din jur, Dumnezeu, știind că e cu tine, știind că e cu noi, întotdeauna lucrarea pe care noi o vedem mică, El o face mare. Amin? Lucrarea mică în care tu slujești, poate să aici oameni care slujesc în lucrări mici, poate să aici oameni care se ocupă cu 5 oameni, poate ești la lucru și spui oamenilor despre Dumnezeu, poate ești acasă și îți evangelizezi familia, părinții nu sunt nepocăiți, așa cum am eu un prieten. Să știi, lucrarea mică pe care noi o facem, atât timp cât suntem chemați la ea, Dumnezeu o face mare. Știți de ce noi oamenii abandonăm lucrarea lui Dumnezeu? Am stat și am vorbit cu cineva și am ajuns la concluzia asta tristă. Noi spunem despre Dumnezeu că nu ne ascultă rugăciunile, nu pentru că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile. Noi nu spunem, Doamne, Tu nu mi-ai ascultat rugăciunea. Doamne, mă rog, de atâția ani, ani de zile, mă rog pentru o cauză. Mă rog de atâția ani ca Tu să faci ceva. Mă rog de atâția ani ca Tu să schimbi lucrurile. Doamne, mă rog de ani de zile. Și noi spunem, Tu nu mă asculți rugăciunea. Adevărul e că Dumnezeu, nu că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile. Adevărul e altul. Noi ne-am pierdut răbdarea și noi spunem despre Dumnezeu, a, Doamne, Tu nu mă mai asculți. De fapt, noi ne pierdem răbdarea și punem cuvinte în gură lui Dumnezeu. Spunem, Doamne, știu că Tu nu mă asculți. Știu că Tu nu mă asculți. Dar eu cred asta. Nu pentru că Tu n-ai făcut-o, ci pentru că eu mi-am pierdut răbdarea. Pentru că eu nu mai am chef. Pentru că eu trebuie să stau acolo, în același punct, în același moment, atâta timp. Eu nu mai am chef. Asta e unul dintre marile puncte în care oamenii lui Dumnezeu cad. Și mulți oameni, și în special oamenii care încep să slujească. Am văzut o grămadă de oameni tineri care au început să slujească. Am un prieten în special care, atunci când am fost mic, era, nu știu cum să spun, cred că cel mai bun cuvânt, era idolul meu, să zicem așa. Adică îmi plăcea cum predica extraordinar, voiam să fiu ca el. Mă duceam acasă în fața oglinzii și limitam să fiu și eu ca el. Și au trecut ani. Și astăzi mă întâlnesc cu el. Are tatuaj pe mână, fumează. Oamenii lui Dumnezeu, care pur și simplu au zis, m-am plictisit să stau în același loc. M-am săturat. Nu că Dumnezeu nu-i cu mine, ci nu mai am eu răbdare cu Dumnezeu. Nu mai am răbdare. Să aștept, să ascult, să stau în același punct fără să fac nimic? Cât timp să aștept? Până la nesfârșit? Ce o să se întâmple? Oamenii care își pierd răbdarea, întotdeauna sunt oamenii care o să ajungă la faliment. Unul dintre punctele pe care noi, unul dintre momentele în care noi refuzăm chemarea lui Dumnezeu e că nu mai avem răbdare să așteptăm planul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, Reinhard Bonnke, e omul care a reușit să stabilească cel mai mare record de participare la o cruciadă de-a lui. Peste 1 milion de oameni în Nigeria au venit să-l asculte. Însă înainte să ajungă omul care o predica la 1 milion de oameni, a fost omul care 8 ani și jumătate pe străzile din Lesotho a cântat cu acordeonul, atât de sărac încât nu a avut bani nici măcar să-și închireze un birou. Nu a avut nici măcar 50 de euro pe lună să-și închireze un birou. 8 ani de zile a stat pe străzile din Lesotho și a cântat la acordeon fără să știe dacă măcar un singur om s-a întors la Dumnezeu. Peste 8 ani și jumătate, Dumnezeu l-a făcut omul care a predicat la 1 milion de oameni. Amin? Amin? Întrebarea e, vrem noi să fim oamenii aia? Vrem noi să fim, cum spunea David, Doamne, ferește-mă să aduc o jertfă care să nu mă coste nimic. Întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu are un cost. Întotdeauna Dumnezeu ne prelucrează, Dumnezeu ne schimbă, Dumnezeu ne transformă. Există un cost. Mai există astăzi oameni care vor să plătească costul? Mai există astăzi oameni care vor să spună, da, Doamne, sunt dispus să fac asta. Sunt dispus să plătesc asta. Sunt dispus să mă las de minciună. Sunt dispus să mă las de ură. Sunt dispus să mă împac. Sunt dispus să repar relațiile. Sunt dispus, Doamne, să fac asta. Întotdeauna Biblia, când vorbește despre duceți-vă, e un imperativ. Deci, e chemarea, e rostit de o ființă supranaturală. E un imperativ. Implică un raport între două persoane. Niciodată Dumnezeu nu spune, îți spun ție singur, chemarea asta e pentru tine, du-te. Întotdeauna spune, duceți-vă și spuneți altora. Implică un raport între două persoane și mai implică ceva. De fiecare dată e rostit la persoana a treia, duceți-vă, voi toți.
Asta nu e doar pentru tine. Nu doar unul în biserică trebuie să facă asta. Nu doar unul în biserică trebuie să predice. Nu doar unul în biserică trebuie să cânte. Nu doar unul în biserică trebuie să slujească. Nu doar unul în biserică. Nu toată lumea pe el, pe el. Toată lumea ia și aruncă poverile pe el. Frate, tu să faci, tu ești de vină că biserica merge într-o direcție greșită. Tu ești de vină, tu nu știu ce. Dumnezeu ne cheamă pe noi, pe fiecare. Chemarea lui Dumnezeu la persoana treia. Duceți-vă! E o chemare universală. Voi toți, de la mormânt plecați. Toți oamenii care pleacă de la mormânt pleacă schimbați. Problema e, de ce creștinii din vremea noastră nu se schimbă? Ori n-au ajuns la mormânt, ori n-au auzit când Hristos le-a spus duceți-vă. Cei mai mulți oameni niciodată în viața lor de credință n-au avut un moment în care să spună văd și o piatră răsturnată, mă apuc cu mâinile de poala lui Dumnezeu. Există o cântare foarte faină în România, spune, mă ating de poala hainei tale și sunt vindecat. Poate niciodată n-am ajuns la punctul ăla să spunem, Doamne, văd și o piatră răsturnată, văd și o mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Poate tot a fost doar o simplă rutină. Nu uita, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în parte. Tu niciodată să nu spui despre tine, ești prea mic, ești prea mărunt, ești prea neînsemnat, ești prea neputincios sau ești prea bun. Oameni care spun, eu sunt prea bun pentru lucrarea lui Dumnezeu. Amin? Amin. O să vreau să închei spunându-vă că citind încă o dată versetul 19 și acolo Domnul Iisus face un apel către fiecare dintre noi. În versetul 19 Domnul Iisus spune așa, duceți-vă și faceți ucenici. Acest duceți-vă, în limba greacă se traduce prin două cuvinte. E cuvântul hipago și cuvântul poreomai. Apar ambele cuvinte în text. Hipago înseamnă sub conducerea mea și poreomai înseamnă a conduce, a ghida sau trăit într-un anumit fel. Aici în versetul 19 apare cuvântul poreomai, care înseamnă a urma, a ghida sau a trăi într-un anumit fel. Deci versetul 19 sună așa. Duceți-vă și trăiți într-un anumit fel, astfel încât să faceți ucenici. Să faceți ucenici din toate neamurile. Să faceți ucenici botezându-i. Să faceți ucenici învățându-i. Să faceți ucenici în baza autorității mele. Iată că eu sunt cu voi. Mergeți să faceți ucenici. Știți ce presupune relația de ucenicie? Știți ce înseamnă? Știți ce presupune relația de ucenicie? Un profesor și un elev. Când Domnul Iisus spune, faceți ucenici, spune următorul lucru. Oamenii să aibă ce să învețe de la voi. Copiii tăi o să fie ucenicii tăi. Au ei ce învăța de la tine? Sau doar un tată care predică extraordinar la biserică și vine acasă violent? Maică se dărâmă casa când ajunge el. Au oamenii ce învăța de la tine? Prietenii tăi de la școală o să fie ucenicii tăi. Există în limba română verbul ăla, proverbul. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Prietenii tăi vor fi ucenicii tăi. Cum vor arăta prietenii tăi? Au ceva de învățat de la tine? Văd aici și copii și adolescenți și tineri. Au ce învăța prietenii noștri de la noi? Sau noi suntem aia care facem glume sexuale? Noi suntem aia care râdem cel mai tare? Noi suntem aia care ne batem joc? Au ce învăța oamenii de la noi? Nepoții tăi vor fi ucenicii tăi. Au ei ce învăța de la bunicul, de la bunica? Cum să fie un bătrân echilibrat? Cum să fie un om extraordinar? Frații tăi vor fi ucenicii tăi. Au ei ce învăța de la tine? Familia ta e primul loc în care ei vor fi ucenicii tăi. Au ei ce învăța de la noi? Lumea din vremea noastră are ce să învețe de la noi? Au oamenii ce să învețe? Mergeți și trăiți într-un anumit fel, astfel încât să faceți ucenici. Vorbeam zile astea la Buzia și cu oamenii de acolo. Am zis, ce au în comun cele 5 lucruri din viața lui Iisus? Măgarul pe care o călărit. Praznicul dinainte de cină. Banii pe care i-au plătit la templu. Vă aduceți aminte momentul cu Petru când a zis de peștele respectiv și cei 2 dinari pe care vei găsi, adu-i la templu. Haina pe care Domnul Iisus a purtat-o și casa în care a stat. Ce au în comun cele 5 lucruri?
toate ori fost, ori împrumutate, ori n-or fost ale Lui. Aduceți-vă aminte de haina pe care Domnul Iisus a purtat-o. Romanii n-au rupt-o, nu? Cum făceau ei de obicei. Ori tras la sorți, ori făcut ceva neobișnuit. Știți de ce? Pentru că era o haină frumoasă, era o haină scumpă. Cum poate să poarte un rabin sărac o haină frumoasă? Era o haină primită. El nu și-o permis să-și cumpere haina respectivă. Era o haină primită. Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Merge și spune-ți. Veți întâlni o persoană cu un ulcior în mână și vrei să spuneți dacă praznicul este gata, că nu știu ce. Nici măcar casă unde să... Ultima lui cină nu a avut unde să ia. Măgarul pe care a stat, a fost și ala împrumutat. Lucruri pe care Domnul Iisus nu le-a avut, lucruri materiale. Însă a avut ceva ca și cum a fost a Lui. A luat păcatele noastre ca și cum au fost a Lui. A luat vina noastră ca și cum a fost a Lui. A luat neputința noastră ca și cum a fost a Lui. Și a murit pentru noi. Știți de ce cei 12 ucenici au făcut toți ce au făcut Domnul Iisus? Pentru că Domnul Iisus a fost exemplul lor. În cea mai glorioasă zi din viața Lui, în care tot Ierusalimul își dezbrăca hainele și le punea în fața măgarului și spuneau: Fiul lui David, aleluia! El de fapt mergea pe un măgar care nici ala nu era lui. După ce s-a terminat procesiunea, i-a zis lui Petru: ia măgarul, probabil, du-l înapoi. Nu e al nostru. Oamenii ăștia au învățat, au văzut la învățătorul lui, la învățătorul lor, au zis: uite-te la Iisus, uite-te la El. Toată viața pe care noi o trăim, ei au trăit viața lui Iisus, au fost dispuși să moară pentru Domnul Iisus. Se spune despre Toma că a murit, pielea i s-a dat, i s-a tras de pe el. Există în literatura tradițională creștină moartea lui Toma ca fiind considerată cea mai dureroasă moarte, cea mai dureroasă moarte. I s-a tras pielea de pe el undeva în India. Așa știm noi despre el. De ce a fost el dispus să moară în felul ăsta? Știți de ce? Pentru că a avut ce învăța de la Iisus. Pentru că a văzut asta la Iisus. Oamenii întotdeauna, oamenii nu o să facă ceea ce tu le spui. Oamenii o să facă ceea ce tu faci. Copiii tăi, oricât de mult o să le spui: iubiți-L pe Domnul, iubiți-L pe Domnul Iisus, îi aduci la biserică. Dacă ei nu te văd pe tine că ești un om care îl iubește pe Domnul Iisus cu fapta, ei o să facă ce faci tu. Dacă te văd pe tine că tu minți, că tu înjuri, că tu înșeli, o să facă la fel. Trăirea, chemarea la care noi suntem chemați, am vorbit de lucruri mari până acum, suntem chemați să facem ceva, dar primul lucru la care suntem chemați, suntem chemați la lucrurile mici. Poate ești aici și nu te-ai împăcat cu un coleg de la lucru sau cu o colegă de ani de zile trăiți în ceartă. Nu poți să-l suporți, nu poți să-l vezi, îl urăști când îl vezi. Poate suntem aici și avem obiceiul să mințim tot mai mult, să ne mințim patronul, să ne mințim colegii, să ne mințim oamenii din jur. Poate suntem aici și avem păcate pe care le-am spus nimănui. Lucrurile mici. Adevărata pocăință începe cu lucrurile mici. Chemarea, marea chemare la care noi suntem chemați, începe cu lucrurile mici. Dumnezeu niciodată nu o să folosească oameni care nu sunt credincioși în lucrurile mici pentru lucrări mari. Poate spunem: Doamne, dar de ani de zile aștept să faci ceva cu mine, dar nu pot să iubesc. Poate de ani de zile aștept să faci ceva cu mine. Poate aștept să mă vindeci. Poate aștept să mă cercetezi. Poate aștept, Doamne, să-ți întinzi mâna spre mine. Însă de ani de zile, de ani de zile te chem. Dar eu de ani de zile n-am putut să mă pocăiesc de păcatul ăla mic. Am avut un prieten care ani de zile a mers chiar și la teologie și era dependent de pornografie. Și acolo când era anul 3 la teologie, profesorii l-au prins în timp ce își pregăteau o predică. Pe ecranul laptopului avea filme cu conținut pornografic. L-au exmatriculat. Viața lui a ajuns o ruină pentru simplu fapt că nu a putut să se pocăiască de un păcat mic. Păcatul ăla mic o să ne ducă la ruină. Am văzut oameni care ani și ani de zile au repetat lecția până au învățat să se pocăiască de păcatul mic. Înainte ca Dumnezeu să ne cheme la lucruri mari, înainte ca să facem lucrurile mari pentru Dumnezeu, înainte ca să ne descoperim chemarea, Dumnezeu ne cheamă la următorul lucru. Lucrurile mici, prima dată. Lucrurile mici. Amin? Vreau să vă spun, și cu asta vreau să închei, se spune că aici în Londra, în 1990, Nelson Mandela își sărbătorea ziua de naștere. Și la ziua lui de naștere au chemat oameni extraordinari să cânte, Eric Clapton, formații în vogă, și ori cântat pe Wembley Stadium, 60.000 de oameni strigau
vă dați seama, îi aclamau, băteau din palme. Și la final, după ce s-a terminat concertul, după ce s-a terminat totul, mai era un singur punct, după ce Eric Clapton și invitații au cântat continuu și oamenii erau încântați. S-a retras trupa de pe scenă și toți strigau, more, 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 știu ce. Și au intrat pe scenă o femeie de culoare pe care o chema Jesse Norman. Și-a pășit pe scenă și oamenii au început să o huiduiască, să zbiere, bă, pleacă, bă, de pe scenă, că nu pe tine te vrem. Și-au început să cânte Amazing Grace, Mărețul Har. Și în timp ce cânta acolo, oamenii continuau să fluiere, să zbiere, să țipe. O cânta prima strofă și oamenii la fel. O cântat a doua strofă și oamenii la fel. O terminat de cântat cântarea și oamenii încă o mai huiduiau. Și la final a fost întrebată Jesse Norman. De ce? De ce ați ales să cântați cântarea asta? De ce ați ales să cântați piesa asta? De ce ați provocat pe oameni cu Amazing Grace? După ce toată ziua au auzit de altfel de cântări, cântări laice, de ce dumneavoastră ați venit să cântați cu cântarea asta? De ce ați provocat pe oameni? Și au zis așa, știți de ce? Pentru că eu nu pot să cânt ceea ce nu trăiesc. Eu cânt doar ceea ce cred. În momentul în care ne asumăm o viață diferită, în momentul în care plecăm acasă și spunem, Doamne, de astăzi vreau să învăț să te slujesc. Doamne, vreau să învăț de astăzi credința mea să fie un verb, să fie o acțiune, să ies în lume și să însemne ceva, să ies în lume și să trăiesc într-un anumit fel, să fac ucenici. Faceți ucenici în primul rând duceți-vă. Faceți ucenici în primul rând botezând. Faceți ucenici din toate neamurile și din orice limbă. Faceți ucenici și învățați. Astea sunt cuvintele cu care Domnul Iisus termină în Matei. Faceți ucenici. În primul rând, duceți-vă. În primul rând, a te duce înseamnă a trăi într-un anumit fel, a trăi lângă oamenii de acolo. Credința noastră e nulă dacă e doar la biserică. Credința noastră e nulă dacă e doar aici. Haideți să mergem acasă cu gândul ăsta. Haideți, știți care e cea mai mare problemă a bisericilor noastre și cea mai mare dramă pe care eu o trăiesc? E că mergem la adunare, ascultăm predici și plecăm acasă fără nici măcar o decizie nouă. Fără nici măcar o decizie nouă, să spunem, Doamne, de astăzi vreau ceva diferit. Doamne, de astăzi vreau să iau o decizie nouă. Doamne, de astăzi vreau ceva diferit pentru Tine. Haleluia! Haideți să mergem. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea acolo fiecare, aș vrea să ne plecăm capul, să închidem ochii. Fiecare acolo unde suntem. Aș vrea să mă rog să spunem împreună, Doamne, suntem aici pentru că ne-am dat seama că avem nevoie de Tine. Suntem aici, Doamne, pentru că până acum credința noastră nu a însemnat nimic. Suntem aici, Doamne, că pentru simplu fapt că Tu ai înviat, însă învierea Ta nu ne mai costă nimic. Învierea Ta nu mai înseamnă nimic pentru noi. Învierea Ta nimeni nu mai vede. Doamne, ne frică să fim jigniți, ne frică să fim îndepărtați, ne frică să fim izolați pentru numele Tău, ne frică să mai plătim un cost pentru numele Tău. Doamne, suntem aici o adunătură de oameni care nu mai știu nimic despre Tine, care nu mai știu ce înseamnă credința. Doamne, dacă noi am fi ca și primii creștini, oare cum ar arăta lumea în care noi trăim? Noi știm, Doamne, că lumea asta în care noi trăim e lumea în care Tu mai poți să lucrezi, Doamne. Te rog, fă-ne pe noi niște oameni cu care Tu lucrezi. Doamne, știu că dimineața asta aici sunt oameni pe care Tu i-ai ales, Doamne. Sunt oameni care resping poate de ani de zile o chemare. Sunt oameni care au lăsat de ani de zile o chemare în spate. Tu îi chemi la ceva mai mult, Doamne. Doamne, mă rog ca dimineața asta oameni noi să-și descopere chemarea, Doamne. Doamne, mă rog pentru o trezire cu oameni care vor să facă trezire, Doamne. Cu oameni care vor să stea acolo în picioare, să șteargă scuipatul de pe obrazul Tău, Doamne. Doamne, suntem aici pentru că vrem să fim și noi niște oameni care nu se uită la cei care zbiară, ci la cei care au nevoie de Tine. Doamne, știm că sunt oameni în jurul nostru care mor și merg în iad pentru că noi nu le spunem nimic. Doamne, știu că există oameni astăzi pentru care Paștele nu înseamnă nimic, pentru că noi nu le-am spus nimic, pentru că nu văd în viața noastră nimic. Doamne, știu că aici sunt familii în care copiii își desconsideră părinții pentru că se dau pocăiți și nu sunt. Și ei când cresc mari vor să fugă cu orice preț din biserică și vor să fugă de Tine. Doamne, mă rog să plecăm acasă astfel încât să trăim o viață din care oamenii să aibă ce să învețe. O viață din care oamenii să aibă ce să învețe. Doamne, ajută-ne să facem din toți oamenii din jurul nostru ucenicii Tăi.
Amin.